După 3 zile de întreceri, primul loc la juniori a fost ocupat de echipa LPS Chișinău. Basarabenii au fost urmați în clasamentul turneului de CSM Suceava. Hocheiștii pregătiți de Constantin Curelaru și Cătălin Vasiliu și-au trecut în cont 2 victorii, 8-1 cu Dunărea Galați și 9-0 cu Vulturii Buzău. Tot în weekendul trecut, patinorul din Suceava a găzduit și cea de-a 7-a ediție a memorialului Ștefan Tomovici, organizată de clubul CSM Suceava în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret. Ediția din acest an s-a bucurat de prezența a 4 echipe de Old Boys. Este vorba despre Ice Galaxy Suceava, Predators București, Polar Bears Rădăuți și o selecționată formată din foști jucători de la Dunărea Galați și CSM Suceava. Printre invitații speciali prezenți la Suceava s-a numărat și vicepreședintele Federației Române de Hockey, Mihai Brandabur.